Bună tuturor și bine ați venit la această primă lecție de Tai Chi Online. Ceea ce vom studia noi în cadrul acestor lecții, de fapt se referă la forma de mișcare care exprimă principiul Tai Chi. Și denumirea completă este Tai Chi Chuan. Inspirăm, ridicăm brațele până deasupra capului. Expirăm, coborâm palmele până lângă coapsă. Acesta este un exercițiu de respirație asociat cu mișcare. Și să facem câteva exerciții de încălzire. Aducem umerii în față, sus, în spate și jos. Pieptul se închide, pieptul se deschide. Coborâm centru de greutate, coborâm umerii. Ne ridicăm odată cu ridicarea umerilor, coborâm odată cu coborârea umerilor. Acum o să facem câteva mișcări de bază din Tai Chi. Prima parte a mișcării este această ridicare simultan cu coborârea palmei. O palmă urcă, cealaltă coboară pe vertical. A doua parte a mișcării este rotirea pe un cerc, palmele descriu un cerc și astfel își schimbă poziția. Palma care este acum sus coboară, palma care este jos se ridică un pic și acum se intersectează amândouă în zona abdomenului. Tai, acesta este caracterul Tai și acesta este caracterul Chi. Da? Tai Chi. Și el reprezintă, de fapt, simbolul Yin-Yang, principiul Yin-Yang, da? Acel simbol rotund care are doi peștișori, unul alb și unul negru. Se pleacă din poziția aceasta cu picioarele apropiate, spatele drept, ne rotim către stânga, palmele urcă prin partea stângă. Apoi ne rotim din șol către dreapta, palmele ajung la nivelul feței și ridicăm talpa dreaptă. După care mutăm greutatea pe piciorul drept. Apoi apropiem piciorul stâng și așezăm călcâiul. Călcâiul se așează pe sol către în față. Acum, la sfârșitul lecției, o să facem câteva exerciții de final. Așezăm palmele pe abdomen, masăm talia, masăm zona lombară, coborâm și masăm picioarele prin spate, ajungem la glezne. Apoi ducem palmele către înainte, ne ridicăm cu spatele drept și palmele în prelungire până sus. Aici sus, pieptul se deschide un pic și relaxat, lăsăm palmele să coboare prin față și încheiem.